Un medic cardiolog din Sibiu a fost înregistrat în timpul unei convorbiri telefonice cu fica unui pacient. Medicul Sorin Afiat o jignește pe aceasta, în timp ce femeia îi cere socoteală pentru faptul că l-a externat pe tatăl ei, chiar dacă acesta nu se simțea bine. În spațiul public au apărut două înregistrări, în urma cărora Spitalul Județean Sibiu a demarat o anchetă internă. Ilie Marius Velțan, soțul consilierului local Ciznădie din partea USR, a fost condamnat penal de Tribunalul București pentru favorizarea făptuitorului și instigare la săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic. Pedeapsa contopită pentru cele două infracțiuni este de 2 ani și 8 luni, aplicată cu suspendare. Soția acestuia, Rodica Velțan, a candidat la alegerile locale pentru funcția de primar al orașului Ciznădie. Este oficial, carantina va dura 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu au certificat verde. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă decizie privind instituirea măsurii carantinei. Sunt exceptați de la măsura carantinei contactii direcți dacă se află în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.